care tu știi fata, nu? Așa, ca idee? Ce ați aflat? Și ce ați aflat? Eu cred că nu știu. De ce n-a auzit împușcătura atât? Ah, doamna? Da. Dar în rest, nu știm. Stăm și noi că am văzut medicina legală. Cunoșteați pe doamna care s-a împușcat? Nu, bine, nu. Doar ce o vedeam de la servici. Ce motiv eu fi avut? Nu știm. Ca să lași doi copii, ea este cea care a auzit împușcat. Ați auzit? Da, am auzit și de ce m-a trebuit să fie mașina poliției. Am coborât și afară și la unde s-a împușcat. Și ce ați crezut că s-a întâmplat când ați auzit împușcat? Mi-am dat seama că s-a împușcat. V-ați dat seama că? Mi-am dat seama că s-a auzit bubuia la ea. Că a venit mașina poliției imediat. Tu știai că poliție. Nu știam, pe da, dacă stau pe partea cealaltă. A, și v-ați gândit imediat că s-a împușcat? Da, da. Ce motiv o fi avut? Nu știu. Că n-aveam. Suntem diferiți de scară. Suntem în locul de aici. Da, suntem diferiți de scară. Totuși au rămas în urmă doi copii. Păcate. Păcate generație, păcate. Părinți, în vârstă care... Da, 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 da. Și părinți și copii, în primul rând copii. Fată frumoasă, isteață, cu caracter, cu bună simț. Asta e viața asta. Păcat. Ce-o fi determinată să fac așa? Știu. Știu că aveau de toate, nu le lipsea nimic. Dar nu știm ce. V-a speriat când ați auzit bușcăte? Nu, m-am crezut că a trântit ceva cei de la gaze, că bagă coloană de gaze. Și am crezut că a trântit aia ceva. Zic, eu am ieșit eu pe pala aceea. Și am văzut imediat că a fost și poliția. Și v-ați dat seama atunci? N-am dat seama că e ceva. A chemat. Haideți, dacă e bun, gândiți. Să sunt la petrecere.